Au început lucrările de modernizare la hala de legume și fructe din piața Orizont. Majoritatea comercianților și producătorilor de legume și fructe au fost deja relocați pe strada lalelelor, care este temporar închisă circulației rutiere. Hala de legume și fructe va avea acoperiș nou prevăzut cu luminatoare, iar pereții exteriori vor fi reabilitați. Mai mult se va schimba instalația electrică, iar clădirea va beneficia de o instalație de climatizare. Lucrările au început pe data de 15 iunie și au termen de finalizare în 9 luni. Valoarea investiției se ridică la aproximativ un milion de lei. 100 de tarabe vor fi puse la dispoziția comercianților și producătorilor de legume și fructe de către Serviciul Public Piețe Oboare din subordinea primăriei municipiului Călăraș. Potrivit informațiilor furnizate de către reprezentanții primăriei, vor fi acoperite toate cererile producătorilor și a comercianților.